la întrebările care s-au mai bine spus la cele vehiculate de protecția unor sedii particulare. Ieri am protejat toate sediile unde s-a declarat înaintea protestelor din 24 că se va merge. Inclusiv spuneam și înainte de aceste proteste că atestăm informații despre faptul că se intenționează a fi, sunt componente violente în acest protest, ceea ce s-a demonstrat și ieri. Vreau să declar încă o dată că poliția va fi organul care va apăra orice instituție a statului, va apăra orice cetățean din Republica Moldova. În continuare suntem concentrați pentru a menține situația calmă, așa cum este la moment. Noi nu dorim ca să fim cei care provocăm, de fapt, spiritele și ieri am făcut tot posibilul ca poliția să nu fie cea care provoacă. Și totodată vreau să rog cetățenii Republicii Moldova să fie calmi, să nu se dea provocați de către persoanele care au intenția în continuare de a-și manifesta intențiile sale într-o manieră mai agresivă.